Precipitațiile abundente care au căzut marți pe întreg teritoriul Moldovei au spălat de-a binelea partea de sud a țării, unde zeci de gospodării au fost inundate, iar mai multe persoane au fost evacuate de salvatori, astfel cum anunță Inspectoratul Național pentru Situații de Urgență. Situația cea mai gravă a fost în raionul Comrat, acolo unde apa a înămolit 39 de gospodării particulare, două depozite și a deteriorat două conducte de alimentare cu gaze naturale. Totodată, salvatorii au evacuat 11 persoane și au deblocat mai multe automobile. De intervenția salvatorilor a fost nevoie și în raionul Leova, unde peste 36 de gospodării particulare au fost inundate. Lucrurile nu au stat mai bine nici în Uta Găgăuzia, aici fiind afectate 14 gospodării și mai multe porțiuni de drum local, printre care și două poduri. La fața locului activează comisiile pentru situații excepționale pentru estimarea prejudiciilor, iar în zonele afectate angajații GSU continuă să acorde asistență populației.